Prezentatoare TV trece prin momente cumplite. Maria Simion și-a distrus picioarele și a ajuns de urgență la medic. Atenție, totul a pornit de la scoici. Mai multe ne spune chiar ea. Maria este în legătură directă cu noi. Maria, bună ziua! Bună ziua! Am văzut imaginile, arată destul de rău genunchiul. Ce s-a întâmplat? Da, chiar arată rău. Nu știu ce imagine aveți voi exact, dar... M-am ridicat, am căzut pe plajă, am căzut pe niște scoici... de-astea așa pisate, fără pic de lipsiv. Am tratat-o prima dată ca o simplă zgârietură, după care s-a infectat, a fost din ce în ce mai rău. Am încercat eu să dau cu așa de pe, de pe Google, m-am tratat un pic de pe Google și nu, n-a funcționat. Am mers la medic, mi-au dezinfectat rana pentru că s-a infectat foarte tare. Dar ce ți-au spus doctorii? Că s-a infectat și că trebuia să mă duc la doctor din prima și nu trebuia să mă tratez eu după capul meu. Da, mă rog, nu m-am gândit că de la o zgârietură pot să ajung la spital. Chiar iată că e o zgârietură destul de serioasă, ca să spunem așa. E serioasă. Problema e că e la genunchi. Și genunchiul e mereu normal, îl flexez tot timpul. Rana nu se închide. Asta, de fapt, e problema. Dar ți-au dat să urmezi un tratament medicamentos? Da, mi-au dat antibiotic. Antibiotic, să mă spăl tot, cu tot felul de soluții și creme și prafuri și nici eu nu mai știu cu ce să mai dau, că... Da, mă rog, arată destul de urât, dar asta nu înseamnă că diseară nu ne întâlnim la full summer night. Ce s-a spus? O să vină mâini. Dar ce ți-au spus așa, cam în cât timp se va recupera genunchiul? Acum depinde și foarte tare și de mine. Eu aș vrea să vin acasă weekendul acesta când avem cele două zile libere și să mai merg la controlul cu asta și în București. Pentru că nu mi se pare că arată mai bine. Adică nu mi se pare că se ameliorează deloc situația, din potrivă. Eu, ca să înțelegem, am căzut acum 3 zile sau 4 zile. Da. Și totul e din ce în ce mai rău. Dar mă gândesc că poate avea și alte consecințe atât timp cât este vorba despre o infecție. Eu mă gândesc că dacă iau antibiotic, totuși o să se educă, adică măcar inflamația asta și o să-ți facă coajă la un moment dat. Asta este problema, că ea nu face coajă. Și cred că o să-ți rămână sigur și un semn acolo. Nu de alta dată să-ți aduci aminte de scoicele de la mare. Da, o să țin minte experiența Cool Summer Night. Ce să spun, Maria, noi îți dorim însănătoșire rapidă și recuperare ușoară. Vă mulțumesc mult. Și nu uitați, dragii mei, pe Maria Simion o puteți vedea alături de Jorge la Cool Summer Nights în fiecare seară de la 20:45 de luni până vineri pe Antena Stars. Mulțumesc, Maria. Vă pup. Te pupăm și noi.